soare. Eu cu cine mă folosesc, aici viața mă trăiesc, Banatule colțăra. Ca și anul trecut, pentru că a fost prima dată organizat acest festival cultural în memoria unchiului meu, Marius Munteanu, și anul acesta ne-am pregătit tot așa de bine ca și anul trecut, invitând mari scritori ai Banatului ca să participe, mai ales că unii dintre ei au fost colegi cu unchiul meu. Un lucru doresc să vă precizez, pentru că această festivitate se datorează organizației. Noi avem o organizație acasă la Muranții, se spune, în care fac parte și eu ca vicepreședinte și președinte Dinea Sorin. Pe această cale, prin intermediul dumneavoastră, doresc să mulțumesc și gazdei care ne găzduiește, adică domnului Praga Sorin, având în vedere a fost invitat ansamblu de la Ghiroda, care o să reprezinte un program artistic de dansuri. Vor fi câțiva copii care vor recita în grai bănățean poezii bănățene în memoria unchiului meu, și îmi face deosebită plăcere că sunt conjurat numai de valori culturale. Să nu uităm că din acest sat, din această vale, au plecat oameni de cultură, oameni de valoare. Doresc să amintesc că de aici a plecat și Ana Blandiana, a plecat Marius Munteanu, adică unchiul meu, au plecat valoroși cântăreți, instrumentiști și vocali din acest sat. Deci suntem un sat cu o tradiție și cu o valoare culturală. Și dorim să ducem mai departe mesajul nostru și către alte generații care, după ce nu mai suntem noi, să continue ei aceste tradiții și obiceiuri. Dacă nu păstrăm cultura, obiceiul, tradiția acestei națiuni, părerea mea personală că ne autodesfințăm. De-aia căutăm ca cât posibil să păstrăm totul ce este frumos. Vă mulțumesc! Eu cu cine mă folosesc, aici viața mă trăiesc, Banatule colțăra. Eu cu cine mă folosesc, aici viața mă trăiesc, Banatule colțăra. Thank you.
ați venit la Murani, în Dulcele Banat, acasă la Africa, Marius Iuncean, poetul neperechea a literaturii mănățene. Bine ați venit la cea de-a doua ediție a festivalului Marius Munteanu, care se desfășoară în bunăvoința gazdelor aici, la domeniile Murani. Dintr-un început, doresc să aduc mulțumiri Asociației pentru Vorbirea Bănățană, domnului inginer Vasile Liția, dar în special domnișoarei Florina Adriana Colgea, pentru ajutorul acordat asociației noastre în realizarea acestui festival. Doresc să mulțumesc domnului profesor universitar dr. Sorin Prada, patronul domeniilor Murani, pentru sprijinul acordat și pentru faptul că ne-a primit cu atâta generozitate. Mulțumim speciale domnului inginer Ioan Gheorghe Munteanu și domnului Felician Demea, fără de care acest eveniment nu s-ar fi putut. Acest eveniment este un eveniment privat, organizat din punct de vedere financiar, prin contribuția personală a membrilor asociației Acasă la Murani. De aceea doresc să-i mulțumesc fiecărui membru. Prin implicarea fiecăruia ne-am dovedit faptul că putem să ne asemănăm cu paorii cei dinaintea noastră, bunicii noștri, acei oameni liberi, care știau să se adune și să susțină faptul și financiar diferite proiecte ale satului lor. Un gând adresat oamenilor și domnilor care faceți parte din tribul literaților bănățeni. Dragii noștri, noi aici nu avem cenzori, nici critici literari sau literari. Nu este nimeni care să vă critique, să vă anuleze, să vă inhibe. Aici, la Marius Munteanu acasă, acest lucru nu este acceptat. Deoarece, iată, Marius Munteanu vă iubește pe toți și vă mulțumește. În sufletul lui Marius Munteanu aveți cu toții un loc. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că suntem împreună să invocăm acel ceva inefabil și sublim care se cere a fi. Mulțumesc. Doresc să o prezint pe domnișoara profesoară Diana Sică, fala noastră de la Murani, ea va fi gazda și prezentatoarea festivalului nostru. Bună ziua din nou! Așa cum v-ați obișnuit de la prima ediție și de la toate celelalte întâlniri pe care le-am avut și sperăm că o să le mai avem, mă bucur să vă revăd. Au fost 2 ani în care, cu toții, am trăit vremuri grele, vremuri care ne-au oprit să ne mai putem vedea, să ne mai putem bucura împreună. Dar iată-te că, așa cum v-am obișnuit și v-am promis la prima ediție a festivalului, odată cu venirea toamnei ne culegem din nou roadele, roadele Muraniului. Aici, la noi, acasă la Murani, se întâmplă lucruri frumoase în fiecare zi, dar odată pe an am stabilit împreună că ne vedem aici să le sărbătorim. Așa cum probabil ați auzit în imnul asociației din care noi facem parte, se spune la un moment dat acolo că la noi nimeni nu-i bătrân, sărbători mândre să țin. Și nu este nimeni bătrân și ne încăpățânăm să luptăm cu soarta și cu tot ce ne poate opri ca să ne vedem an de an aici, acasă, la Murani. Ui, ca Marius ar fi mândru de noi și cu siguranță de acolo din cer este mândru că l-am transformat în motivul pentru care noi ne vedem. Și astăzi, la fel ca la prima ediție,
vă rog să începem cu el, cu gândul la Uica Marius, care ne ascultă, ne privește și se mândrește cu noi. Acum noi, chiar dacă nu-l avem aici, avem o înregistrare în care dânsul ne va recita poezia Bună, Bună. Bună, Bună. M-au trecut prin calendar și ani dulci și ani amari, unii curți cât o clipită, alții lungi cu un jac de pită. Păi îți atunci poate o fi suta, două, poate trei, și nimeni mai poate ști. Știu că o fost de sincili. Taica, maica, fii iertați, pe tărpanii la târnat stau chiciți și îmbrăcați să se ducă la ludrugă, îl cu mara preierugă la givan. O, Doamne, Doamne, ce mai larmă! Deci ghinatul nu-i cam palmă. Spânzurați prăuțul și eu o cutia lui Cecuș, orizam când ne vegeam, când cu tălpili în șer, când la câine în cinieri. N-auzi că maica bună bombănă că nu mă adună de prin sat. N-auzi eu nici prătaica, nici la poartă când clențai ca clențănea săracă maica. Dar dimineața ți-ai pornit ca bitanga, ți-am plicit să nu treci la tine drumul. Ce topești mai rău ca fuma, păi las că maica ce țăsală. Și cu meter de drăjală, băia mă ia și niște bruș, drept la noi la Uțuluș. Cum o vege, se retie, păstră loitra la coșie și mă lasă singur sus. Dau să ser, pe geala uns, dacă ser, tot mă sparg și mă deșel. Și cum vine maica bună, țipă brușii mici de mână și cu alta de să țină ștreangul care mă gățină. Eu dau șpung, mai s-o dom pung, când în șer, când în fântână. Cum se poate maica bună să mă prinde să mă țină? Mă e glasul și mă roagă. De ce jos, că mi zbeceagă? Am mai scoace din pieptar de boboanță doi crițari. Mă socot așa-n zburace, maica bună nu mă face și mai dau un șpung prăsface. O, ești surd! Gata, gata, să o îmburd. Bună, bună, cum o știu, iuce ca argintul viu mă înghețenie de pumnaș. Pui în cine de potcaș. Țări bun, burup din gaică, eu turbat ca o supaică, sănătate ce bună maică. Fuga pântă surpini, mă-nguric un gard de spini, cu rișcapul la vecini. Rumne dragi niște ruși și sejate împerițate, numai puși și puși și puși. Dar grăgine la belei, văd o scară cu fruștii propte în cupa cu turei. Doamne, cum ai fi ajuns până în vârf, precupă sus, nor crezut la cât le-am spus. Bă, și mă pun pe-un băonat, de credeai că-i foc pe sat. Văd deasupra ceriu gol, dar sub mine vicodol, marve, oare, dar socala, pângrăgini, dar rostogoala și sprâșnice, spăriece, puștrâncice de ferece, va mai iasă ce ceaion mânios ca un muron. Bă, ce larmă cam bătaie, pentru-un crâmp o dă potaie, ia-mi-s dracu târcița că-ai picat pe mâna mea. Ion-ți ghemen în vârf de claie, sunt în șoarici cum mă ploaie. Dar deschide buna poarta, sub opreg ascunge joarda. Lasă, Ioane, să nu-l spări, că iau boata și ceperii. Tu, șermaica și șilaf, stai așa că-ți dau colac, țin ce bine de tulei, țuje-ți maica ochii tăi. Și să suie maica bună, sus în soare și mă adună, cap un șnop de aur scump, să nu pic, să nu mă rup. Și balde mai sus fușceu, ea plângea, plângeam și eu. Ei, de atunci, buna bună și cu taica sprau și humă, iar eu, cum mă vegeți, după ei, cu pașul creț, caut un roata. Sperăm că v-a făcut plăcere să le reauziți pe Uica Marius și totodată că v-am introdus în ceea ce urmează. Am învățat multe de la prima ediție, am avut și timp cei drept în cei doi ani care ne-au despărțit de ea,
Așa că astăzi o să urmăriți și o să urmărim împreună cu invitații și cu toți oamenii care au făcut posibil această revedere un alt fel de spectacol, o alt fel de sărbătoare. Dar cum această sărbătoare, așa cum și domnul Sorin Dinea a mărturisit, a fost posibilă cu ajutorul unor oameni de seamă, aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului reprezentant al centrului de agrement în care noi ne aflăm, și anume domnul Adrian Jigovan. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Domeniile Murale! Dragi participanți, dragi bănățeni și dragi consăteni, dacă îmi permiteți să mă adresez așa, deși nu locuiesc în Murani, însă de aproximativ 2 ani de zile mă bucur să fac parte din echipa Domeniile Murani și să vin aici în satul Murani aproximativ în fiecare zi, să interacționez cu sătenii de aici, să cunosc satul și tot ce pot să spun este că îmi place foarte mult tot ce văd aici. Dar nu ăsta e subiectul de astăzi. Astăzi vorbim despre cultură. Cultura o regăsim în civilizații. Iar civilizația se regăsește în grupurile etnice care în timp au dăinuit și au devenit și ele la rândul lor civilizații mai mari care s-au întins în sute și mii de ani. Dacă spunem cultură, spunem identitate. Iar oricând vom investi, vom alege să investim în cultură, investim practic în generațiile viitoare și în copiii noștri și urmașilor. Domeniile Murani va sprijini întotdeauna toate evenimentele culturale sau evenimentele care gravitează în jurul culturii, necondiționat. Ne bucurăm să vă avem astăzi aici prezenți. Bucuria întrunirii voastre reprezintă totodată și bucuria noastră. Iar în încheiere aș dori să spun, în numele posterității al generațiilor viitoare, vă dorim să aveți cât mai multe astfel de manifestări culturale și, cel mai important, să vă simțiți bine aici la Domeniile Murani. Mulțumim mult! Mulțumim pentru sprijin, mulțumim pentru cuvintele frumoase și sperăm să vă mai fim alături, măcar pe atât, în anii ce urmează. Mai departe aș dori să-i dau cuvântul unei doamne deosebite care face parte din Asociația Acasă la Murani și mai presus de atât, astăzi reprezintă și Asociația pentru Vorbirea Bănățeană, care întotdeauna ne sprijină, ne zâmbește și ne ajută să ajungem la obiectivul propus în ceea ce privește manifestarea noastră culturală. Așa că aș dori să dau cuvântul doamnei Florina Ariana Colgea, ca și coorganizatorul acestui eveniment. Vă mulțumesc frumos pentru invitația de azi. Înainte de toate, eu Miss Power. Așa că discursul meu o să fie în limba bănățeană. Nu pot decât să le mulțumesc la gazdele noastre că s-au rugit să facă o adunare pentru toată lumea. Pentru că nici mici și mari, și nici power și nici dom. Și cei ca Marius, cred că merită mult mai mult decât putem să facem noi acum, să ne strângem 100 de oameni. Pentru că cei ca Marius, e printre ei mai mari. Nu știu dacă e printre ei mai mari, dar cred că e el mai liric poet pe care Banatul mi l-a dat. Vă mulțumesc că v-ați gândit să faceți ceva pentru cei ca Marius. Aș vrea să încep cuvântarea. Am spus că niște mari și mici, ia ca niște cățări. și bucuros. Aș vrea să încep prin a vă spune ce am pățit când am fost plecată în Franța. Când un domn a spus, tu ești din România. Și am spus, da.
și m-am pregătit să mă bag sub masă, că la România să spun numai valerele. Și eu am spus, nu, 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 vreau să vină toți, să le spun că eu am fost în România. Și am văzut ce aveți voi în România. Aveți o cumară, aveți atâta frumusețe și bogăție. Țineți de ea, pentru că și noi am avut. Și am pierdut tot. Am rămas așa de sărași că avem numai bani. Și atunci eu am stat o țară și m-am gândit. Ce facem noi, întâlnirile astea ale noastre, de câteva șeasuri? Sunt comoară. Am găsit comoară aici, la oamenii ăștia de la acasă, la Murani, care s-au gândit să nu se piardă. Toși au. Au făcut o carte. Au făcut o carte în care și-au scris vorbile lor, să rămână. Cred că asta e comoară. Și cartea se cheamă Cuvincii neamului meu. Și am stat și m-am gândit, oare de ce nu fi spus vorbe din poșumpul meu? Și după am dat seama că la Bănățan neamul e mult mai mare. Neamul e aici în Banatul de Pustă, în Banatul de Munce, ba în Timoc, și în Timoc, și în Voivodina. Și poate mai mult decât la noi, Banatul în Voivodina. Ei să țin cu inima de noi, să nu le dăm drumul și să nu pierdem Banatul. Mai mult decât noi, ei își doresc să nu pierdem Banatul. Și așa că aș vrea să le mulțumesc încă o dată și la ai care au cărat scamul, și la ai care au făcut desfășurător, și la ai care au venit, ca să nu pierdem Banatul. Noi ni stai aici toți ca să nu pierdem Banatul. Și bogăția, bogăția de care spunea străinul ăsta, am văzut-o în toate articolele pe care le-am scris pentru ziarul Cununa. Și știți care dintre dumneavoastră ori găsit prescam un ziar? E foaia Cununa. E singura foaie scrisă în grai bănățan, pe care domnul Vasile Lințea și-ar fi dorit să fie astăzi aici, dar ea ca merge cârnit din cauza unei dureri de spate și-a dorit-o de 10 ani. De 10 ani s-a străduit să găsească oameni care să scrie la ziarul Cununa. Și-am făcut ziarul și am început să scriem în ziar. Și pe măsură și-am scris, mi-am dat seama că este de scris pentru câteva sute de ani, dar și înainte. Că nu putem să scriem într-o foaie sau într-o carte scoasă de un poet. Că am putea să scriem o bibliotecă despre Banat și cultura lui. Ca să fii bănățan, trebuie să înțelegi Banatul, trebuie să-l ai în suflet. Noi asta am vrut să facem în ziarul Cununa. Să aducem o parte din sufletul fiecărui paure și o parte din sufletul fiecărui sat și să-l punem în ziarul Cununa. Pentru că ai care îl văd să îl țină ca pro comoară. Nu știu dacă reușim așa cum vrem, dar probim. Așa că vă doresc tuturor să probiți, să facem ceva. Și noi vă sprijinim cu tot ce putem. Vă doresc să aveți Banatul în suflet, toți, în fiecare zi. Și în tot ce lucrați, să lucrați pentru binele și frumosul tuturor. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Așa cum v-am obișnuit încă din ediția anterioară, de fiecare dată când am de prezentat un om, trebuie să vă fac o introducere. Pentru cel ce urmează introducerea sunt eu. Ce anume faptul că sunt făloasă și mândră, că peste tot pe unde mă duc, pot să spun, uite așa cu capul sus, că mi-s de la Murani și mi-s de neam și de viță, de-alu ăla și de-alu ăla, în funcție de cum îmi convine. Ideea este că m-a întrebat cineva zilele trecute, dar voi acolo la Murani toți vi-s neamuri? Păi ia că nu toți, dar mulți de noi ni-s neamuri și ne leagă un sânge și ne legăm și noi de el în așa fel încât să sune bine și să fie bine. Pentru domnul ce urmează, am multe lucruri să vă spun. Voi începe cu faptul că este fiul satului, la fel ca și mine. Continui tot personal și vă spun că iui ca meu, că doar de-aia mi-s eu mândră și păloasă. Este vicele președintele Asociației Culturale Acasă la Murani,
vicepreședintele Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric, primarul comunei Libling și uica meu, inginer Ioan Gheorghe Munteanu. Onorată asistență și onorați invitați, în primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc că ați venit la a doua ediție dedicată unchiului meu, Marius Munteanu. Am puține emoții pentru că văd lângă mine valori culturale, scriitori, profesori, dansatori, instrumentiști vocali, soliști vocali și când am venit acum acasă, la mine, la Muran, am o sufletul deschis, cu toate că sunt în altă localitate cu un ducător de obște. Aș fi vrut ca și în satul meu să fie un cap luminat care să se implice mai mult în festivitățile culturale. Să nu uităm că dacă nu ne păstrăm tradițiile, obiceiurile, graiul, gibanul, ca națiune, ca popor, ne autodesfințăm. Am o satisfacție deosebită când vă văd împrejurul nostru, în acest sat, colegi de-a mei, neamuri de-a mele, cum o zic nepoata, noi muncenii suntem de viță mare, al lui Coman, al lui Urzică. Băștinașii știu cine. Și sper ca, începând cu aceste festivaluri, în memoria lui Marius Munteanu, să continuăm în fiecare an. Să avem mai mulți invitați, mai mulți scriitori, mai mulți oameni de cultură. Având în vedere că și eu, cu câțiva ani în urmă, am lucrat la Opera Română din Timișoara și până în mâinile astea două, așa cum zic, XY, au trecut mulți oameni de cultură și am stat de vorbă, de givan cu fiecare, cu actori, cu scriitori, cu diversi profesori. Și sunt foarte mândru de asta. Eu vă doresc în continuare o zi bună, Dumnezeu să vă aibă în primul rând în paza Lui și să vă îmbucure sufletele cu multă bucurie și copiilor voștri. Și mulțumesc organizatorilor, mulțumesc gazdei domnului Sorin, că ne cunoaștem, suntem amici. Mulțumesc dansatorilor care au venit împreună cu tot văr naș, că de asta am zis că noi nici de viță mare. Feliciana Lubeșa. O să mulțumesc și copiilor care recită, înțeles, poezii în grai bănățean. Să le mulțumesc încă o dată sătenilor mei, prietenilor mei și oamenilor mei de suflet. Dumnezeu să vă ajute. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Trecem acum mai departe la un domn care ne-a onorat cu prezența și în prima ediție și de la care dorim să primim binecuvântarea. Și asta pentru că niciun lucru bun nu începe fără Dumnezeu. De fiecare dată am ținut minte asta și sunt învățăturile cu care am plecat de aici, de acasă, de la Muran, și m-au făcut om.
Așa că aș dori mai departe să-i dau cuvântul domnului părinte protopop Mircea Silaghi, reprezentant al Mitropoliei Banatului. Vă mulțumesc de cuvintele calde și vă mulțumesc de invitație. Într-adevăr, îmi amintesc cu mult drag de prima ediție a acestei manifestări și de obicei noi suntem foarte pricepuți la a iniția proiecte și manifestări și pornim cu foarte mult entuziasm. Însă, puține dintre proiectele noastre trec și testul timpului și mă bucur că, iată, după acești 2 ani în care n-a fost posibil să ne revedem, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest proiect continuă, se amplifică, se extinde prin efortul și bunăvoința organizatorilor, dar și prin participarea dumneavoastră. Și e limpede că acest proiect de suflet trece testul timpului și cu ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt convins că se va dezvolta, va include și noi și noi activități și se va desfășura pe mai departe pe aceleași coordonate ale graiului bănățean, ale culturii și etosului bănățean, pe care mă bucur încă o dată să le văd puse în valoare. Din partea Înalt-Preasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, din partea Bisericii și din partea Părintelui Temerie de aici, preotul paroh din Murani, dorim organizatorilor multă sănătate, activități frumoase, iar dumneavoastră să vă simțiți bine, să vă bucurați de tot ceea ce gazdele au pregătit pentru dumneavoastră, să gustați toate aceste manifestări cu zaft, cum se spune aici în Banat, și care sunt organizate cu mult efort și cu multă trudă. Vă mulțumesc și felicitări organizatorilor! Mulțumim, părinte! La fel cum spunea domnul Munteanu, noi de aici, de la Mura, ne-am plecat de mult, departe, sau nu prea, și ne-am făcut oameni care mai de care mai de seamă avem aici astăzi lângă noi și un preot, pe domnul Claudiu Răducu, pe care... Nu? Așa v-am avut notat părintele Claudiu Răducu, dar știu sigur că dumneavoastră ați fost adoptat de comunitatea din Murani încă de mic, așa că vreau să vă dau cuvântul. Vă mulțumesc mult! Așa cum am specificat, nu sunt preot, sunt absolvent de teologie, am fost coleg cu gazda noastră de astăzi, cu Sorin Dinea, și într-adevăr de vreo 30 de ani am casă aici în Murani și mă bucur să văd că se reînviuă atât graiul, adică cât să spun că cei care sunt tineri acum nu mai folosesc atât de des graiul, numai de la bătrâni poți să-l afle. Noi de la bătrâni am aflat tot ceea ce e important pentru sufletul nostru, că a fost părintele Silaghi adineori și vorbea despre lucrurile de valoare, despre, și cum spunea și dumneavoastră, despre identitatea noastră care se conjugă cu limbajul. Noi, toată învățătura de la bătrâni, toate învățăturile de viață, învățăturile de credință ne-au venit prin graiul nostru. Dacă graiul nu-l păstrăm, nu mai păstrăm identitatea. Suntem, cum spunea odinioară Petre Suția, oameni care vin de nicăieri și pleacă către nicăieri. Ori, dacă ne gândim la ceea ce spunea foarte frumos Constantin Noica despre poporul român, că noi avem un fel de a fi, care îl traducea printr-un cuvânt specific lui, fel de ință, adică felul de a ființa. Felul de a ființa al românului, în general, ține foarte mult de portul lui, de graiul lui, de tradiția lui. Și cel mai bogat port, cea mai bogată limbă sau cel mai bogat dialect din poporul român se vede aici. Și mă bucur că dăinuie, mă bucur să fiu și eu oarecumva parte aici adoptat, vă mulțumesc mult și nădăjduiesc ca Sorin să aibă tot timpul lângă dânsul oameni ca dumneavoastră și să mergeți împreună, să adunați tot mai mult, să fiți ca un bulgăre care să adune tot mai mult, tot mai mult și dintre tinerii care astăzi sunt aici, sau poate că nu sunt, că așa când sunt tineri, sunt veseli, merg pretutinde, să se apropie tot mai mult de tradiție, să stea câta să givănească, așa. Și să ne revedem peste ani și ani de zile, nu doar noi, nu doar 100, cum spunea adineori doamna,
și să fim sute, peste sute, mii peste mii și la un moment dat să generăm, nu doar în Muran, să generăm și în satele din jur, să generăm în întreg Banatul o asemenea mișcare care a început aici și festivalul acesta să devină o tradiție, cel puțin zonală, dacă nu mai mare. Mulțumesc! Așa cum am spus, noi suntem astăzi acasă la Murani cu un motiv. Doar ca lucrurile să fie complete și cumva altfel, adică sărbătorit Marius Munteanu la adevărata lui valoare, v-am spus încă de la început că avem invitați de seamă. Avem categorii noi de copii care recită poezii. Avem tot felul de momente care să vă aducă dumneavoastră bucurie și prin bucuria asta să ne atingem obiectivul acela de a celebra și de a ne întâlni acasă la Murani, pentru că așa cum v-am spus încă de la înființarea asociației, ăsta este motivul principal, să fim acasă la Murani. Avem astăzi lângă noi nume sonore și aș vrea să încep cu primul nume care este pe lista mea spre prezentare. O doamnă deosebită și ilustră a muzicii populare din Banat, o doamnă pe care încă de când am fost foarte mică mi-aduc aminte că o ascultam la radio sau la televizor și care mi-a încântat sufletul tare de tot și mai ales cu Doine, mai ales cu melodia cea mai de seamă a Banatului și a folclorului nostru din Banat. Vă prezint astăzi alături de mine pe doamna Elena Jurjescu Todi, care este și sărbătorita zilei și cadoul ei pentru noi este prezența. La mulți ani deosebită, doamnă, să ne fiți sănătoasă și vă mulțumim pentru onoare. Eu am emoții pentru că pe Ceaica Marius l-am știut foarte bine, ne-am văzut de multe ori. Mi-a dat și un text pentru un cântec de anul nou pe care l-am înregistrat și l-am filmat. Dacă vă uitați pe YouTube, găsiți cântec de anul nou, unde eram foarte tânără și versurile sunt ale lui Ceaica Marius. Dumnezeu să-l odihnească acolo sus și să ne privească acum și să fie bucuros. Yeah.
Cum e și ziua Doamnei noastre scumpe de astăzi. Să trăiți la mulți ani fericită. Și la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască la mulți ani? Doamna Elena să trăiască, Doamna Elena să trăiască la mulți ani. Sănătate și norii! Mulțumim pentru prezența! Mulțumim! Am cunoscut astăzi un om deosebit și asta pentru că nu mi se întâmplă să-mi cunosc toți invitații dinainte sau toți să-mi fie neamuri. Dar cred că pe domnul pe care urmează să vi-l prezint îmi doresc să-l fac neamul meu de astăzi încolo, dacă până astăzi n-am fost.
Sunt onorată acum să vi-l prezint pe domnul președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric, președinte fondator al revistei Banatul, domnul Vasile Todi. Preonorați părinți, doamnelor, domnilor, distinși primari, dacă domnișoara profesor m-a apropiat ca ruda domniei sale, atunci trebuie să-i spun că astăzi am străbătut cel mai lung drum din viața mea, de la mine de acasă, la mine acasă. Este pentru prima dată când vin la mine acasă, în Muran, descoperindu-mi aceste legături. Vreau să mulțumesc în puținele cuvinte pe care le voi rosti, prin amabilitatea organizatorilor, vreau să mulțumesc unui pilon de nădejde al acestei sărbători, domnului Ioan Munteanu, vreau să mulțumesc unui om cu har al scrisului, domnului Dinea, pentru invitația de a fi astăzi aici. Vreau să felicit totodată un poet remarcabil în Grai Bănățean, primarul Vetrei Regale, domnul Ioan Vodician. V-aș fi recunoscător că l-a aplaudat. Și am spus să-l felicit nu numai pentru prezență, ci pentru gestul generos al domniei sale de a aduce un număr destul de mare de cărți. E vorba de cea de-a patra ediție a volumului de poezie, pe care printr-un gest de aleasă filotimie de poet le va oferi gratuit celor care își doresc un autograf și un volum de poezie în dialect bănățean. Maestru Cornel Ungureanu m-a corectat odată spunându-mi: putem deja vorbi de un dialect bănățean și nu de un grai bănățean. E un imens pas înainte. Și totodată să mulțumesc și soției mele, care și-a modelat programul zilei sale de naștere și bine a făcut, pentru că niciodată nu cred că și-ar fi sărbătorit într-un asemenea cadru cu atâția oameni în jurul ei și fără nicio obligație financiară, nu? Ziua ei de naștere. Mulțumesc și strămoșilor mei. La mulți ani, Elena. Mulțumesc și strămoșilor mei, care acum 300 de ani au pornit din sudul Albaniei, dintr-un oraș splendid, Moscopole, care la vremea aceea număra 70.000 de locuitori, Atena avea 10 și Bucureștiul 6, pentru a veni și ei de acasă, acasă. Am să vă amintesc câteva nume din cele pe care poate le și cunoașteți. E vorba de Gojdu, de neamul Mocioneștilor, e vorba de baronul Sina, de Dumba, etc. Ei bine, datorită lor, mă aflu astăzi aici, pe acest binecuvântat pământ, împreună cu dumneavoastră, bucuros că neamul acesta al Banatului nu va pieri niciodată. Dovada vie este că aveți asemenea scriitori talentați, poeți remarcabili. Și în încheierea cuvântului meu, aș vrea să remarc mesajul pe care am înțeles că vor să-l transmită organizatorii vrăstarelor din dreapta mea și pe care și dumneavoastră îl veți transmite copiilor dumneavoastră, nepoților și așa mai departe. Cred că mesajul organizatorilor sună astfel și rog pe cei mai tineri să rețină că pe acest pământ binecuvântat al Banatului, prin vrednicia locuitorilor săi, orice frunză de dud, cu timp și răbdare, se preschimbă mereu într-o rochie de mătase. Vă mulțumesc! Vă mulțumim din suflet, domnule Todi. Urmează acum să reîncepem cu
cu un poet pe care l-ați văzut de fiecare dată alături de noi, care de fiecare dată ne umple sufletul și la care la prima ediție i-am urat să ne revedem sănătoși mulți ani de acum încolo. Și cum pe mine mă ascultă, Doamne, Doamne, și eu sunt fiica lui preferată, iată-l și în anul acesta alături de noi pe domnul poet Vasile Livius Ianoșev. Vă așteptăm! Aș vrea, pentru că nu mai am vocea care am avut-o cândva, să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că m-ați primit încă o dată în mijlocul dumneavoastră. Am venit în Comuna Pișchia de mult de tot, în 1966. De atunci am crescut 42 de generații de copii. Din Pișchia, Muran, Bencecuri, ba chiar și din comunele vecinate atunci când am avut 10 clase la mijloc. Sunt mândru de acest lucru. Sunt mândru când văd în ochii multora dintre dumneavoastră acea scânteie de bunătate pe care vreți să mă transmiteți și mă. Atunci când îmi spuneți bună ziua, domnule director, bună ziua, domnule profesor. Inclusiv primarul Gheorghe Muntreanu a fost unul din blăstarile care a crescut sub privirea mea. Și nu numai el. De data aceasta și poate pentru ultima dată, pentru că se pare că timpul nu ne iartă, dar domnul Văcariu, colegul meu de școala normală, un an mai mic, timpul nu ne iartă. Se pare și aș dori ca să mă bucur încă o dată de data aceasta pentru faptul că mă aflu aici cu Muran. Să știți că la prima ediție am scris cartea Muran 700 de ani. La a doua ediție am făcut o altă carte, Marius Munteanu, poetul reper al poeziei dialectale românești. Iar la a treia ediție, așa cum v-am promis anul trecut, am pregătit, deși nu este numele meu pe ea, pentru că cineva mai puternic a mine a zis că e bine să fie numele dânsului, dar am pregătit o altă carte, Marius Munteanu, opera poetică a lui Marius Munteanu în literatura dialectală bănățeană. Este singura carte apărută până acum care conține toate poeziile, atenție, toate poeziile publicate de Marius Munteanu. În diferite focale, la cele patru cărți apărute, la Gura satului, la Bencei, Maionelea cu Bencei și în toate împrejurile. Este singura carte apărută până în prezent despre întreaga opera a Marius Munteanu. Ea este sub egida lui Ioan Viorel Munteanu, dar este o copertă, a avut atâta bună cuvință să scrie că această ediție este o carte critică, prima a unei opere poetice unice, apărută în variante succesive ale lui. Coordonator de comentare, Vasile Liviu Ianoșev. Deci, este unica carte cu toate poeziile noastre. Și acum să vă spun de ce. Pentru ce sunt legat de Muran și de Marius Munteanu? Poate și prietenul Văcariu să spună. A fost directorul meu la școala normală de învățători de Timișoara. De când am început să mă leg de acest om, care într-adevăr a fost și un părinte, și un îndrumător. Apoi mai târziu, în 66, când am venit la Pișchia, am fost prieten cu acest mare om, Marius Munteanu. A venit pe la mine ori de câte ori a trecut, încolo s-a încoace, s-a oprit la mine.
De aceea, eu îmi fac o datorie de onoare, considerându-mă un epigon nevrednic al lui Marius. Și acum am să vă citesc una din poeziile pe care le-am făcut în Grai Bănățean, și anume se cheamă Carce către Cecea Mare. Îți scriu acum când dorul mă cupringe să-ți mai dau vești din satul din aici. Cum s-o schimba de tot sătucul tău cel drag, muranul de altă dată, așa cum l-am zis. Azi nu ai nici drumuri cu prau și cu imană și nici mai casă în miși care ar vrea să cadă. Nici oamenii bătrâni lungi vănesc la poartă, nici vreun copil de sculț pe uliță nu zbun. Și nu mai îs nici vași și merg încet la ciurdă, nici cai prinși în han și duc oameni la holnă, nici pauri se trugesc pe-n jor și până-n țară și cu sudoarea frunții ei se trag mereu la casă. Și nu mai vezi la joc duminici sărbători, la horă în sat, mulți oameni și fece și fișori, ca să-ți mai fie drag la ei ca să privești și în scrierile tale de-ți furt să-i povenești. Nimic nu-i mai așa precum tu le-ai știut și cum l-ai scris în versuri, în vremuri de-demult. Păi te-ți schimbat la oameni, la pauri din sat și ce crucești de vezi cum tătul s-o schimbă. Și viața-i alt cumva și acu-i mult mai rău și tot mai pun mai puțin pauri mai cred în Dumnezeu. Iar oamenii sunt răi și nu mai au rușine și bași de-a ficea ei, unii trăiesc în lume. Aș vrea să scriu din suflet mult mai mulce, dar nu mai pot ca să le mai țin mince. Mă năpăcesc și azi, ca și mai mince, tot gândul către cine da dușere a mince. De o fi rău sau bine, doar Dumnezeu o știe. Sau alții după noi și mâine o plăi. Eu tot mereu cu mare drag ce-i pomeni și cu mai mare dor mereu ce-i face. Și pentru că suntem la momentul poeziei dialectale bănățene, am să vă mai citesc o poezie numită Ale de-n urmă lacrimi, adică atunci când scriu, dau de mine la fiecare vers cu lacrimi. Lacrimi ultime, nu curgeți din ochii mei tăbărâți, ar fi bine ca să-și cerzeți anii mei îmbătrâniți. Nu mai picurați nici când așa mult, că n-are rost. Nu îndoieșați curgând nici un suflet cu frumos. Nu mai faceți voi oricum ca să mai treziți nici unge sau să mai mișcați nici cum nici un suflet care plânge. Oare sufletul o să cată să vede că e gata viața? Iar voi curgeți neîncetat fără niciun rost pe genul. Așa că, acum e gata. Viața mea ca niște spini care strâns tăți cu lopata, tătă îi între străini. Nu vigeți că viața e șoadă și m-au pus jos pe pământ. Vecerimea mea e oarbă și mă dușe nu mai curgeți, fiți cu minți și fiți liniștiți de acum. Eu mă duc pace între sfinți și o să dorm în somn.
ultima poezie pe care vă citesc, pentru că a fost Părintele Sirea Gacin, a plecat, este o poezie religioasă. Va veni o vreme când cerul se va răzbuna și soarele din nou pământul va apărăzna, când grijele și gândurile rele vor pieri și oamenii în două se vor despărți. Cei buni și drepți vor sta de-a dreapta lui, plutind ușor pe unda visului, iar oamenii cei răi se vor sfârși pe rând, așa cum se perinde doar în lume. Eu sper că această zi să nu fie departe și slava cerului să fie mai aproape, când totul va părea cu farmec ca un vis, când vom păși, când voi păși sănim și calm să-i părăresc. O, Doamne, adă ziua aceasta mâine, să nu mai fie nicio grijă, nici de pâine, să înceteze suferințe grave și nevoie, iar Tu să fii de-a purul încă. Amin. Și în încheiere, iată-mă ajuns la finalul activității mele de scriitor și probabil nu departe al întregii mele vieți, în cu celor 82 de ani trecuți. Pentru tot ce am făcut, mai ales pentru alții, în activitatea mea de 42 de ani la catedră, ca dascăl al copiilor, ca om de cultură la căminele culturale, cu adulții din sate și ca scriitor nativ, prin poeziile și versurile create și publicate în cele 12 cărți de toate genurile, clasice, filozofice, religioase și în graiba națională, precum și a celor 5 monografii istorico-geografice ale unor localități, alte traduceri, colaborări, nu doresc pentru mine nimic în această lume, nici faimă, nici laudă, nici glorie, ci doar o sinceră recunoștință actuală și poate unele aducere aminte viitoare în timpurile ce vor urma. Pentru ultima dată, rog pe toți ce au citit ceva din cele ce am scris eu, pentru ei, în proză sau în versuri, să ierte toate greșalile și neputințele mele scriitoricești, literare și științifice pe care le-am făcut. Fără voie, fără nicio intenție dorită și să aprecieze într-un fel, dorința mea fermă și sinceră, atât cât am putut, de a crea ceva util și frumos pentru cei mulți în mijlocul cărora am venit. Las la latitudinea tuturor, a celor ce vor urma și a celor prezenți acest lucru. Am încercat însă să scriu tot ce am simțit și am descoperit și sunt convins că nu am realizat întru totul totul. Dar mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și ajutat într-un fel sau altul, material și spiritual, ca să-mi înfăptuiesc dorințele mele. Le rog pe bunul Dumnezeu să ne ierte pe toți de greșelile făcute, să ne primească în împărăția mea. Vă mulțumesc! Mulțumim din suflet! Să ne fiți sănătoși și pe mai departe! Să vă mai putem vedea alături de noi! Continuăm acum, tot în acest act, și anume acel al poeziei, cu o doamnă care reprezintă un alt mare nume al poeziei în grai bănățan, și anume pe domnul Ionel Iacob Bencei. Doamna Mirela Iacob. Mulțumesc! Sunt Mirela Iacob, sunt fata lui tata. Am pregătit, atunci când mi s-a oferit această invitație, pe care sunt foarte onorată, mulțumesc tuturor, am încercat să pregătesc, pentru că și eu sunt un om care lucrează cu cuvântul de ani de zile, fiind scriind, traducând, predând și așa mai departe, și am încercat să pregătesc ceva, dar nu cred că despre asta este vorba, pentru că
astăzi întâlnirea este despre emoții, așa că am lăsat pur și simplu lucrurile să curgă în ideea că fiecare interacțiune de aici probabil că va avea ceva de spus. Și m-am gândit, ok, care este primul lucru care o să aibă impact. Și primul lucru și prima noțiune a fost emoția. Pentru că Banatul este despre emoție și pentru că Banatul este despre identitate. Astăzi vorbim despre, într-un fel despre trecut, dar trecutul ăsta, faptul că trecutul ăsta se transcrie și se filtrează prin momentul prezentului, pentru că altfel nu am fi aici, pentru că Chaica Marius e tot timpul prezent, înseamnă că vorbim și despre viitor. Și mi se pare extraordinar să-i văd pe copiii ăștia aici, care sunt minunați, mi se pare extraordinar să-i văd în Portul Popular și mulțumesc că sunteți aici. Le mulțumesc pedagogilor și educatorilor care lucrează cu ei, pentru că Graiul și Banatul trebuie să meargă mai departe. Astăzi este despre Chaica și, așa cum spuneam, pentru că lasă emoția și amintirile, sunt foarte multe. Eu l-am cunoscut pe Chaica Marius și am crescut cu el, la fel cum tata a crescut cu el. Și tata n-ar fi fost tata fără Chaica Marius. Când eram de vârsta, era o fetiță aici mai devreme, când eram de vârsta lor, așa că acum am ales, cum ziceam, las gândurile să curgă, începem cu Chaica și terminăm tot cu Chaica. Pe vremea când telefoanele aveau disc, ceea ce era de mult odată, acum nu mai știu, când eram de vârsta lor, asta a fost de mult. Pe vremea când telefoanele aveau disc, eu de foarte multe ori când suna telefonul mergeam să răspund și auzeam vocea lui Chaica, copilă drag, toată gloria lumii să fie a tea. Asta este prima mea asociere, deci cu asta l-asociez întotdeauna pe Chaica. Acum când a curs înregistrarea cu vocea lui, mi-am adus aminte că Buna Buna a fost prima poezie în grai pe care am învățat-o, nu una din poeziile lui tata, ci poezia lui Chaica și mi-am dat seama că știam aproape toate versurile și acum. Cum ziceam, tata n-ar fi fost el însuși dacă nu exista Chaica, deci mi-a vorbit întotdeauna cu atâta admirație despre el, pentru că i-a fost un mentor, i-a fost un profesor, i-a fost un exemplu. Tata avea o mașină de scris, nu? Că toată lumea a început cu mașini de scris, de unde au pornit mii de file către toți cei care l-au iubit și înainte de toate către toți cei care iubesc Graiul. După ce Chaica Marius i-a dat mașina lui de scris, țin minte așa cum era o mașină verde, tata a renunțat la cealaltă și cumva se simțea mai îmbogățit, cumva parcă inspirația ar fi fost trimisă, dublată și multiplicată prin tastele respective. Sunt încă o dată foarte multe amintiri. Mi se pare esențial acest eveniment. Mulțumesc tuturor, pe lângă faptul că m-ați invitat, mi se pare esențial și mi se pare esențial să continue acest eveniment. Mi-am adus aminte de o întâmplare care cred că este un exemplu foarte bun. Eu am crescut, nu am crescut la Bencec, am crescut cu Graiul. E frumos că lumea, e frumos ca lumea și când lumea te întreabă tu de cui ești sau tu de-a cui ești. Cred că e important să avem o identitate. Cred că e important, așa cum au vorbit cei de dinaintea mea care au ceva de zis pentru Banat, e important să știm cine suntem. Când mă prezint, tu de unde ești? Dacă sunt în altă parte, zic sunt din Timișoara, nu sunt din România. Și când sunt din Timișoara, zic sunt din Banat. Și o să vă povestesc un episod, eu care printre altele predau germană și engleză, la un moment dat aveam un curs cu un cursant care, în fine, să zicem că avea o anumită, nu știu, atitudine, prestanță și un anumit rol în compania respectivă, îi predam limba germană și la un moment dat a sunat telefon și el a zis și a cerut scuză, trebuie să răspund la telefon. Și din toată germana aia a început să vorbească în grai cu cineva. A început să vorbească în grai și momentul ăla pentru mine a fost așa o uimire minunată și l-am întrebat, ești din Banat? Zice, da, sunt din Târgova. Și cu cei de acolo, deci graiul zice, nu trebuie să se piardă. Și atunci, în fine, i-am zis că sunt fata lui tata și așa mai departe.
Cred că e foarte important să știm cine suntem. Și faptul că noi suntem aici, dumneavoastră organizați acest minunat eveniment, înseamnă că știți și vreți să știți în continuare cine suntem. Bineînțeles, timpul trece, așa cum se spunea și mai devreme, dar important e să păstrăm tradiția. La un moment dat, în 2018, a apărut această carte, se numește Întristarea. Întristarea a pornit, e o poveste mai lungă. Întristarea este singura carte în care eu am apărut împreună cu tata. Participasem, eu știu, ca editor, ca, eu știu, tehnoredactar, coordonator al multor. Foarte multe din manuscrisele lui au fost trecute de prin mine pe suport electronic. În cartea asta este vorba despre un personaj din Cerneteaz. Bunica mea, mama lui tata, era din Cerneteaz, deci cumva rădăcinile mele sunt și în Cerneteaz. Și aici, personajul respectiv e un fel de jurnal de război, o să vă scurtez toată povestea. E un personaj, Ioța Poldurean din Cerneteaz, care cu un talent nativ și cu o caligrafie superbă a plecat în război, a fost luat în război, plecând mândru că merge cătană la rus și după aceea dându-și seama că de fapt războiul înseamnă moartea și înseamnă tristețe și toate celelalte. Mie mi s-a propus colaborarea la această carte, să vorbesc puțin, să scriu puțin despre o parte nostalgică. Și Banatul este, cum ziceam, despre emoție, dar din câte văd și despre nostalgie. Și am scris despre ea. Munca respectivă, pentru că era vorba de grai, a însemnat foarte multă muncă de cercetare. Am fost foarte mândră că am făcut treaba asta. Am lucrat la un glosar atunci și au fost multe nopți pierdute, multe nopți de muncă în care căutam etimologia cuvântului respectiv, că e din germană, că e din maghiară, și mi-am dat încă o dată și încă o dată seama cât de mândră sunt că-s bănățeancă. Și tata, la rândul lui, a scris despre asta, suntem amândoi în aceeași carte. Și aș vrea să vă citesc în încheiere. Ultimul meu gând a fost pentru Ceaica atunci. Și ultimul gând al lui tata în ce scria a fost pentru Ceaica. O să vă citesc doar foarte puțin din încheierea textului pe care l-am scris. Era vorba de acest Ioța din Cerneteaz care își dorește în tot focul războiului și în toată distrugerea războiului totuși să se întoarcă la rădăcinile lui. Că fără rădăcini, cine suntem? El era Ioța, ea era Milca. Și acum câteva cuvinte pe care le-am zis eu atunci. Vedeam o scară compusă din doi piloni. Personajele primordiale, bărbatul și femeia, Ioța și Milca, care nu își aflau rostul fără punțile de legătură prin care ei, din fâșii ale existenței, se contopeau. Privite, secvențele erau ca un minunat ADN, în catenele căruia se aflau nașterea, viața, moartea, iubirea, Banatul, miezul. Am rămas pe gânduri. Bunica mea, Macra Jichin, se mutase prin căsătorie în Bencecul de Jos, dar ea și familia ei erau din Cerneteaz. Poate că străbunicii mei au stat pe bancă la uliță cu Ioța și Milca, privind coșiile cu tulei sau marvele care vineau seara de la pășune. Poate că... Dar asta e o altă poveste. Ioța e acum, vorba lui Ceaica Marius Munteanu, fum și humă, iar eu sper că s-ar bucura dacă ar ști că eu am scris niște gânduri despre el, la fel cum eu m-am bucurat că am avut șansa de a o face. Mulțumesc și... Trebuie neapărat să continui acest eveniment, pentru că e vorba despre acest ADN. Mulțumesc! Observăm că astăzi se îmbină aici trei generații. Cea de copii, de adulți și de purtători mai în vârstă ai graiului bănățan. Dar am învățat eu în cei 13 ani împliniți de învățământ că tot ceea ce vrem să lăsăm pe pământ trebuie să dăm copiilor. Ei sunt singurii care vor duce mai departe și vor face asta cu multă cinste și mândrie. Mă bucur din tot sufletul că începând de astăzi, de la această ediție, sunt și ei aici cu noi pe scenă. Sunt mândră să vi prezint fix eu și asta pentru mine, v-am spus, este subiectiv.
deși copiii mei de la Timișoara, cei cărora eu le predau, au mai învățat între timp două, trei cuvinte din astea în grai, să vă aud pe voi recitând poezii întregi în grai bănățan, o să fie o emoție. Așa că urmează aici, alături de mine, Adelin Duciuc cu poezia Sămne de toamnă la Murani, Nicoleta Giurița cu poezia Luna și Colar Răzvan cu poezia Sămne de primăvară. Sămne de toamnă la Murani, de Marius Munteanu. A început de el să bată, de către rămecea mică, zogoind cu o țară larmă, a din urmă rândunică. Vremea s-o schimba și-mi pare că se-n vorbulă de-acuma, iar mă-mi punge în o păciță și în ogeu sunt greuma. Șerui jos, dă-spași cu capul, înfoiat cu goge luna, astrucând geapuri cu valea, gealurile și comuna. Cât ce una mai tihnește, când auge cum guiță, porcul gras pe care taie, bă, așa cum am o georgiță. Baza-n cadă fașe spumă, cântă o lirii cu sarme, buna cucă e prăfurcă, lângă ea mărtanul doarme. Și miroasea clisă friptă, crumpii raină și-a căzan, tata moșu-n poartă mică, prinde o babă la givan. Ba, ce-are-n gusara-și lasă, prălastră și negritană. Unge stoanele de acasă, ori plecat cu ai zâmbanul, mulțumim de ascultare! Luna de Marius Munteanu, spânzurată ca într-o ramă, o nălucă de aram, păstră țării să răstram, lângă tânie vrea să guște, când îi baci să s-o moște, dau țălerii, dau să puște, s-a lăsat nălucă numai, însă și-o zdrăgine ca smocă, spumă copcica ta smocă ce bruma. Sămne de primăvară, de Marius Munteanu. Dintr-o margine de lume, râși soarele într-o dungă, un copil pânșolocaturi, să-mi braică să-l ajungă. Mama îi spune că azi noapte năpârșire spiridușii, cu chitușă de brândușă, răspișe în pragușii. Preocheți de la șindă și-n vălăilii de afară, să topesc grămeșgi gheață cu miros de primăvară. Năsărâmbe fac columbii, pigulind dintr-un sloiece, la șetârnă apa cântă, dând țâmbaluri și clainece. Prin buraga frușturată, tremură în vânt o steauă, spânzurată în raza lumii, ca un fluture de neauă. Toarse bună ținerețaș, dintr-un caier alb și roșu, faci un mărțășor și-l pune prăduruț la tata moș. Mulți ani de ascultare! Vă felicităm din tot sufletul pentru curaj și pentru cât de naturale ați fost cu microfonul în mână. Să știți că în spatele unei poezii spuse de un copil cu microfonul în mână este o muncă colosală. Și știm asta. Felicitări! Fără pic de emoție ați fost superb și plec de aici cu o temă, și anume că săptămâna ce urmează e musai să mă învăț copii o poezie în grai bănățan. Avem și câteva surprize pregătite pentru copilași. Iar acum, dacă tot i-am avut în față pe cei care vor păstra și vor duce mai departe graiul bănățan, vă amintiți, sper, de prima noastră ediție, când v-am spus despre faptul că noi aici, la Murani, de un gemisio de acasă, de la mine, de la Murani, s-o pepinieră de vedete, de oameni care cântă, de interpreți, de artiști și de tot ce mai face parte din familia cuvântului artă. O să vă las acum în compania fiilor satului, instrumentiști, care vă vor încânta cu o suită instrumentală.
Mulțumim din suflet! Ne bucurăm că am putut să vă și ridicăm de pe scaun și o să facem asta în continuare. Așa cum vă spuneam, fiii satului au început programul lor artistic și tot un fiu al satului urmează. Mi-e foarte drag să vi prezint de fiecare dată. Eu mi-s făloasă și mă mândresc că noi avem așa ceva. Sunt foarte rare locurile din lumea asta și mai ales din Banatul ăsta în care atâția se adună la un loc. Dacă mâine, spre exemplu, eu mă ghingesc să fac gostie, ia uitați în spatele meu, soliști, avem instrumentiști, sunt, fără niciun fel de problemă, rezolvăm toate aceste aspecte. Încă de când am fost foarte mică, mi-aduc aminte că trecând pe aici, prin centrul Muraniului, pe aici, pe la noi, pe acasă, pe la Murani, se auzeau doine, se auzeau voci, cântări și știm și cine le interpreta. Sper că ne aducem aminte cu toții de Uica Ion Băcilă, care cântă și cântă frumos și pe care îl aștept acum aici lângă mine să ne încânte cu un brâu. Câte-i Banatul de mare, mă găsesc că t-ai cu ta, o frumos gură dulce ca la mânduța. Câte-i Banatul de mare, mă găsesc că t-ai cu ta, o frumos gură dulce ca la mânduța. Vreau să o iau acasă, să-mi sufoc nevasta mea, că-i frumoasă tare, tu cu-i gurița. Ochii ca două stele și strălui sara pe cer, buză dulce și subțirele după ele pe. Ochii ca două stele și strălui sara pe cer, buză dulce și subțirele după ele pe. Am să o iau acasă și-am să fac nevasta mea, e frumoasă tare tu pe gurița. Am să o iau acasă și-am să fac nevasta mea, e frumoasă tare, nu-i țața ea. Și-am văzut o cerătoare, cum tocea dintr-un fuior, anică-i bătuar focul de doroi mor. Am văzut o cerătoare, cum tocea dintr-un fuior, anică-i bătuar focul de doroi mor. Am să o iau acasă și-am să fac nevasta mea, e frumoasă tare, tu cu-i gurița. Am să o iau acasă și-am să fac nevasta mea, e frumoasă tare, tu cu-i gurița. La 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 la
Degeaba vi l-am spus eu, Ioan Băcilă, că noi toți îl știm de Uica Oania. Urmează acum să vă prezint un instrument vechi și reprezentativ pentru zona noastră, interpretat de un om de seamă al satului Murani, de, noi, de aici, de la noi, de la Murani, Uica Aurel Căpraru cu un brâu și cu un soroc.
felicitări și mulțumim, Uica Aurel! În afară de Uica Marius Munteanu, aici, în zona noastră, mai sunt și alți poeți care astăzi au reprezentanți alături de noi. Urmează acum ca domnul Dimitrie Teșan și domnul Aurel Ghirocean să fie reprezentați în continuare prin recitarea unor poezii de către doamna Elena Maria Neamțu. Mulțumesc! Să știți că am emoții, am participat la astfel de evenimente și nu odată, de multe ori, doar că eram acolo, pe scaune, în public, să-mi urmăresc copiii, să văd că se descurcă și că au învățat bine poeziile, că au intonația care trebuie, au gestica. Acum sunt eu în fața dumneavoastră și dacă cumva simțiți emoție în glasul meu, să știți că de aceea este. Sunt prima oară în această ipostază și mulțumesc organizatorilor că mi-au oferit această ocazie. Voi începe cu domnul Dimitrie Teșan, spus și Moștie Bencecanu. Am preluat datele biografice din cartea dumnealui și mi-a făcut plăcere. Și le voi reda în integralitate ca să vă bucurați și dumneavoastră de tot ceea ce am citit și eu și am primit ca informare. Dumnealui spune că a văzut lumina zilei în pitorescul sat Bencecu de Jos în 14 martie 1946, a căror coline și păduri i-au încântat copilăria. Școala primară a urmat-o în satul său natal între anii 1953 și 1957, apoi la Pișchia, clasele 5-7, între 1957 și 1960. A urmat apoi școala profesională MT, 4 ani, în meseria de sculier, meserie regină la vremea respectivă, în industria universală între anii 1960 și 1964. A urmat liceul Seral, apoi școala tehnică de maestri și instruirea patriotică. În 1973 și-a găsit consoarta și s-a căpătuit cu Oana Suciu Teșan, educatoare, fiind binecuvântați cu un băiat care este absolvent al Facultății de Drept și a avut și, ca să-l citez, două zânuțe gemene ca nepoate. A cochetat cu poezia de la prima idilă sub pseudonimul Moștie 15 ani și spune tot în această carte că gena luată este de la mama lui. Ce este important și ce m-a impresionat pe mine foarte mult, motoul vieții dumnealui. Totdeauna m-am grăbit încet și m-am mulțumit cu puțin. Crezul vieții, mama, iar aici vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce vrea să spună. Mama nu este substantiv comun și nici substantiv propriu. Mama este substantiv sacru, iar cel ce nu simte cu sufletul nu poate pricepe nici cu mintea. Aceste cuvinte le-a scris în 27 martie 2019. Prima poezie a lui Moștie se numește Amintiri, amintiri. Ieșind de cu noapte pe hotar, dormitând în scârțind de car, trezit eram de geana zorilor și înconjurat de mireasma și culoarea florilor. Vânul cosit în zor de zi pe deal, cu mirosul crud, mustos și virginal, îl simți culoarea cu un fel de milă și te cuprinde vraja din prima idilă. Lanuri de aur, sub raze de soare, ajung miriști udate cu strop de sudoare. Izbește coasa, cad spicele grele, cresc snopii în spate cu boabe de stele. Era inedit ca în aceeași zi,
pe hățuri și pănoare, să prinzi, răsărit și apus de soare. O altă poezie care mi se pare reprezentativă pentru Moș Crăciun este Împărțala. Zăbuneală mare lipsat, colectivul s-o gătat. Mari vivi ca să nu moară, ușor ajuns în primăvară. S-or ghingit sătenii mei să le împartă între ei. Ori vini la Împărțală, paorii plecați prin țară. Cine și bătrâni ortași, ce-ar și la 70 de ani, să nu fie cuvânat, o comisie s-a format, de noi doar rămas în sat, să nu-și piardă moștenirea, unii s-au pierdut cu firea. C-a venit unul cu boața și-o dat la comisie roată, cu mersul de tântălău și cu mincea de chertău. N-a băgat nici cai, nici boi, dar acum ai trăbăoi, care dintr-un biet boițar lor uns mare păcurari. O venit și-o dăscăliță, pogană ca o peciță, cu obroazul gros ca smoala, să nu-i să smincească școala. O strigat, o guița, la comisie o zbiera, că o țupă pe fireastă să-i dea vaca cu corastă. Dacă-i vacă cu vițăl, să-i dea și oaie cu miel, să nu știe dăscălița, apogană ca pecița și cu mincea dolofană, că aișa nu-i pomană. S-or sfăgit, s-or sfuduit și cu greu or biruit, marvilii să și le împartă, să le deie altă soartă. Să fie lapce în bidoanie, să crească pita în copanie, să fie holgile bogace, să avem iară de toace, să înflorească iară satul, să se bucure Banatul. Această poezie a fost scrisă în 1991 și, după cum semnează dumnealui în carte, în luna lui Prier. Mulțumesc! Se văd totuși emoțiile. Acum înțeleg și eu pe copii cât este de greu să vin în fața dumneavoastră și să se poarte așa cum trebuie, cum ne cer de fiecare dată. Acum știți ce mă așteaptă acasă și pe mine, nu? Să mă ieie la rost. Să zică, vezi, mama, că și tu ai greșit, nu numai noi. Iar acum aș vrea să vorbim despre un alt poet al nostru și prin bunăvoința soției dumnealui, doamna Nuții, am primit date biografice pe care puteam să le găsesc și eu în carte. Cu voia dumneavoastră și cu bilețelul doamnei Nuții, soția domnului profesor, voi citi ceea ce mi-a fost înmânat, pentru că doamna îl cunoaște cel mai bine și cred că este cu sufletul lângă dumnealui în fiecare zi și tot timpul se gândește la el. Profesorul Aurel Ghirocean a văzut lumina zilei la 30 octombrie 1956 în satul Fibiș, unde a făcut școala gimnazială. Apoi a urmat cursurile liceului Loga din Timișoara, după care face Universitatea de Vest Timișoara și ajunge profesor de istorie. În 1981 s-a căsătorit cu doamna Nuții, cea care i-a devenit soție în 1982, născându-se unicul fiu, Alexandru. Ulterior și-a descoperit și vocația de a scrie și a scris poezii, cugetări, epigrame. Primul volum apare în anul 2011, urmând ca în fiecare an, până în 2015, să scoată câte un volum. Apoi, în anul 2014, mai scoate și monografia Fibișului. În 8 februarie 2019 părăsește
această lume, lăsând nepublicate volumul 6 de poezii, un roman cu două volume și monografia satului Teș. Ca și la celălalt scriitor la moștie, vă voi citi și voi încerca să vă recit așa cum pot, sper că nu mă voi face de rușine prea tare, două poezii și ale domnului Aurel Ghirocean. Prima am decis să fie Dor de Fibiș, pentru că a fost născut în satul Fibiș. Pe ulița imăloasă, la căși râd între ferești, mușcace cu frunză groasă și cu flori dumnezeiești. Păi îmi luacă parcă nuată baba soca lui Purțan și pungard ferit de zloată, dor ce alege un mărtan. După ploaia dăciunață, s-o strâns apă în bălți, pe drum, brăzdace de pui de reață și pe voi să lasă fum. Tri copii de sculți să joacă, imăloși până între ochi, ca râtani în imloacă, nu lăfie de dior. După ani de școli înalce, pigluiți vin la imloacă și ar vrea ca să mai calce prin bălți rai uitat de joacă. Și voi trece și la a doua poezia dumnealui, Poeți în grai, pentru că tot avem de recitat și de adus aminte de graiul bănățean, să ne aducem aminte de cât mai mulți și să încercăm să păstrăm cât mai viu și cât mai mult de acum încolo acest grai minunat. Poeți în grai, v-aș ruga de ascultare, de la mic până la mare, dacă aș ști ce-i un izlaz, ori la roată un plaz. Ce-i pocegul la cocie și ce-i aia o civie, ce-i un banăc la cuptor, ați plucea scrie ușor. Nu căutați în dex ce-i șfarcă și nici ce-i aia o nioarcă, dă nu știți ce-i un pătcaș, lăsați-vă pe gubaș. Că faceți numai năloagă, cu ce scrieți prea cu șloagă, scrisul vostru chinuit îi mai slab ca la jolit. Alubabilii ce-și cântă un veșin dus de tămânță, dascălii ele vă pot fi rimilii în a broci. Scrise în anul 2015, mulțumim soției, doamna Nuții, pentru bunăvoința de a mă oferi aceste cărți și poezii, de a-mi îmbogăți cultura și a mea și a dumneavoastră. Sper că m-am ridicat la nivelul așteptărilor și vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta. O să invit pe toți în același timp pe scenă și asta pentru că știu sigur că se încurajează din experiență. Baftă, copii! Mulțumim, mă cheamă Neamț Rareș, am 13 ani și vă voi recita poezia Dudu de Marius Munteanu. Prostă gard, prostă cotarcă, prostă curce, prostă casă, dășghinat să lasă Dudu, cloță verge, dă mătasă. Prin frunzarul lui să scaldă, ca și târnul la răcoare, gorumboanea cu golumbii și alce zăși de zburătoare. Mereuț și eu măpitul, printre frunză la scuceală, așteptând să vină miezul și copiii de la școală. Duge negre mâncupită, printre cărți mai scapă vreme. Dă să ia de cap și zice că nu-ți rău, săracă bună. Unge-o fi acum, Dudu, poace-i punce la părău, ori-o fi un semn de groapă și la bună. Ce n-aș da să mă cuprindă Dudu meu și las cu geală, eu să-l țuc, el să mă ierce, că am umblat prea mult viteamă. Grădinare de Marius Munteanu.
poftit alaltă ieri, în grădina-i cu avei, încărcată și chicită de ghincheșchei molorită. Și în oricare grădină, sunt la șafă, o albină. S-o zogonul pot de fel, de-o potaie de cățăl, mă aplec ca după câini, dar mă urză cai la mâini. Și atunci bunul grădinar s-o punește ochilari. Și frumos pe îndăleșe, o început a tătăreșe. Aștia smere, Ionătanie, ca un braz de cucoanie. Aștia spere, dur și moi, ăsta-i vișin de oltoi. Ia poftește și în șarcă, iuce cât e o piparcă. Ia că aici am pus păsulă, dar nu cred că o fi destulă. Sunt ce foale, sunt ce cură. Și vorbea într-una, mângâi la flor cu luna. Și vorbea ca dintr-o carce, eu mingea mea de parce. Și îmi zicea, mă, oameni buni, cum să fac așa minuni? Cine pune în măr dulșață și în obraz de o roșață? Dar piparca cum făcu, una iuce, alta. Mă uitai la lubeniță, mare cât o cotăriță. Și-mi zâșeam ca orice om, bine că nu crește în pom. Răjinariu a fost dus, eu încai sunt, pocreangă sus. Mă uitam la lună plină, mespecât dintr-o caisină. Mulțam fain! Țulă e Baba Lenca, de Marius Munteanu. Baba Lenca, am destui. Neam în păr, în space șuni. Stă la pândă prătălpoane, țulăie și nezogoane. Iar ați curs copii bicheri să vă dați ghinați vâmeri? Pui o sută în voi țânțari, voi viși geavoli, nu școlari. Cum v-ați aminat prăgard? Un gijor de-a străvard. Mătula fără ghinți, asta aveți de la părinți? Să ce pupui, să ce agheți, prăpușorul de nutreți? Nu, țule, îți șupă chica și ce zic la doda Vica. Mă scomâr la Luchimpan și bârnașul în jompan. Nu-mi șprâșeci becile fară că vă spânzuri de pișoară. Și e buba v-a dus, nu vigeți că merenus? Turba rupă vă grumazul că nu vi de ajuns islazul. N-am putere să mă scol că v-aș da la fundul gol. Am ajuns la vorba mumii, pocică-i sfârșitul lumii. Ăștia, dascăli ei noi, tot așa or fi ca voi? În fundoane la grăgină, pitulați în bolbocină, pătri glasuri ca la școală, furizam cu straița goală. Baba Lenca nu ne face, că-i bătrână și nu poace. Mâine zi, mere de-altoi, mi-or da dascălii în noi. Mulțumim de ascultare! Bună ziua, vă zic și eu, neamțul Radu. Mulțumesc pentru invitație domnului Florin Dinea și doamnei Ariana Colgea. Și astăzi, dacă permiteți, vă voi recita și eu Ploaia de Șenușă de fiertatul Marius Muntea, care zice așa. Unde o fi plecată ploaia și-mi scălda copilăria. Astăzi ploaie cu șenușă și-mi florește sărășia. Că dân șe să faci pita și colacul și frescura, că la noi cresc doar cucuta, proscotul, rugul și ura. Noi da fișa în șere în ploaia, de la șeri, că tăt nu vine, că la căpătâiul țării nu îți voi torge bine. Numai tuneșe și larme, numai fulgere și iască, Doamne, când aduci prelume, blânda ploaie românească. Nici un nor a rugășiunii nu ne-au mai stropit odaia. Stânge șeșeta din suflet, omule, și cheamă ploaia. Și în noi, și frăcâmpie, floarea norilor să crească. Poate în șeri o să se audă suferința românească. Strofi curați, trimite, Doamne, umple văile cu ploaie și să speli obrazul țării de noroi și de gunoi. Mulțumesc frumos!